Potrivit Casei Județene de Pensii, recalcularea cuantumului pensiei poate fi cerută oricând după ieșirea la pensie. Aceasta dacă persoana în cauză obține venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale. Potrivit articolului 107 din legea 2063 pe 2011, pensionarii care s-au pensionat pot opta pentru o recalculare a pensiei în situația în care au realizat venituri după ieșirea la limită de vârstă. Trecerea de la pensia de invaliditate la limită de vârstă se face din oficiu. Pentru pensionarii care s-au pensionat la limită de vârstă și au lucrat ulterior, în baza unei cereri adresate Casei Județene de Pensii, se emite un stadiu de cotizare și se depune la Direcția de Stabiliri Presprestații în vederea recalculării drepturilor de pensie. Cererea de recalculare se depune la casele teritoriale de pensii și, în afară de acest formular, mai trebuie depuse un cupon de pensie, o copie a cărții de identitate și actele doveditoare în baza cărora se cere recalcularea. În cazul persoanelor care sunt încadrate în gradul 3 de handicap, recalcularea se face după anumite condiții. Pentru pensionarii pensionați pe invaliditate gradul 3, și care lucrează cu 4 ore, acele perioade pot fi adăugate doar la limită de vârstă. La trecerea de la pensia anticipată la limită de vârstă, se adaugă și perioadele asimilate, respectiv armată și studii. Recalcularea se mai poate face prin adăugarea veniturilor și a stagiilor de cotizare nevalorificate la momentul stabilirii pensiei sau prin depunere de documente suplimentare care nu există la dosar, dar care influențează cuantumul acesteia. În urma recalculării, noul cuantum al pensiei este acordat începând cu luna următoare, celei în care a fost înregistrată cererea.